Hei, bună! Eu sunt Laili și acesta este un nou episod din vlog, așa că să începem! Astăzi m-am gândit să fac un vlog dedicat Halloween-ului, deoarece peste câteva zile vine Halloween-ul. Și pentru ce vreau eu să fac, avem nevoie de... un dovleac! Sau... doi! În caz că se strică unul... de șervețele... un... bol și aici am tot ce-mi trebuie. O riglă, o cariocă neagră, o lingură, o cutie cu chibrituri, un cuțit și aveți grijă, și lumânări. Apropo, am uitat să vă zic, nu uitați că aveți nevoie de ajutorul unui adult. Pentru început, trebuie să tăiem căpăcelul primului dovlecel. Și acum trebuie să scoatem căpăcelul. Și trebuie să luăm bolul, iar acum vom curăța ce este pe dovlecel din capăt. Și acum vom lua ce este în interior. Și acum, normal că trebuie să luăm tot ce este aici. Apropo, să vă spălați pe mâini. Și acum vom lua cu lingura ce se mai poate. Da, deci nu prea pot să iau cu lingura. Așa că... și acum o să încercăm să mai luăm și cu lingura. Iar acum vom lua un șervețel și vom șterge dovleacul. Iar acum trebuie să ornăm dovlecelul. Și pentru asta avem nevoie de carioca neagră și rigla pentru a ieși drept. Și acum vom măsura aproximativ 3 cm, cam atât, și vom face o ghișare tot de 3 cm. Și acum vom face gurița. Cam așa! Acum vine partea mai dificilă, în care aveți nevoie de ajutorul unui adult. Trebuie să tăiați ce ați desenat. Iar acum voi merge și eu după urma lui Mari.
și acum vom încerca să scoatem asta, dar nu se poate dintr-o bucată, așa că o să tăiem. Bună, pufii! Opa! Și vom face asta până la final. Și chiar dacă mi este foarte frică să aprind un chibrit, cum se prinde? Ok, și eu am pus-o pe mamei să mi-o aprindă. Mi-e frică. Și acum o vom băga înăuntru. Wow. Și acum îl vom pune. Așa. Eu sunt foarte, foarte încântată de ce a ieșit și sper că o să faceți și voi asta acasă, deoarece nu este greu absolut deloc dacă aveți un adult lângă voi. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii, acolo jos, voi în ce vă veți costuma de Halloween. Eu, de exemplu, sunt un fel de păpușă posedată. Acesta a fost vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să-i dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să dați subscribe pe
pentru a face parte din hashtag EmojiFam. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!